Este ancheta la jandarmeria Teleorman după apariția imaginilor cu mai mulți subofițeri care nu purtau mască în autospeciala instituției. Imaginile au fost surprinse în momentul în care jandarmii au oprit doi tineri tocmai pentru a-i sancționa deoarece nu purtau masca sanitară. În cele din urmă, unul dintre tineri a fost amendat cu 500 de lei. Cătălina Buzeanu, corespondent Antena 3, ne spune ce s-a întâmplat acolo și care sunt urmările. Cătălina, bună dimineața! Bună dimineața! La mijloc se pare însă că este un conflict mai vechi între unul dintre jandarmii care au aplicat amenda și unul dintre tinerii care au și încasat-o. Pe motiv că se cunosc și că există un conflict între jandarmi și tatăl tânărului, omul legii a acționat așa cum a dorit el și a aplicat amenda în mod discreționar doar unuia dintre tinerii care nu purtau mască. Ce nu știau însă jandarmii era că și ei la rândul lor vor trebui acum să scoată bani din buzunar, cel mai probabil pentru o sancțiune disciplinară, pentru că cu puțin timp înainte de a aplica amenda unuia dintre tineri, ei au fost fotografiați în timp ce se aflau în auto special de jandarmi fără a purta mască de protecție. Și după cum știm, conform normelor în vigoare, în momentul în care într-o mașină sunt mai multe persoane care nu fac parte din aceeași familie, mai mult de două persoane, acestea trebuie să poarte mască în mod obligatoriu, lucru pe care jandarmii nu-l făceau. Au fost însă fotografiați de către jurnaliștii din presa locală din Teleorman, iar fotografiile au ajuns acum și la superiorii lor, care au anunțat că a fost înființată o comisie la nivelul Inspectoratului Județean de Jandarmi care cercetează toate aspectele incriminate de către jurnaliștii locali, iar la final vor fi luate și măsuri disciplinare în ceea ce îi privește pe cei patru jandarmi din cadrul unității. Cătălina, mulțumesc foarte mult! Sunt